Bună ziua și bine ați revenit la Taifas cu Grăsuța și cu Flori. Ea este Flori, dacă nu știați. Pentru că știu că vă place foarte mult de Flori, am zis astăzi să facem o provocare, challenge, cum se numește? Da. Challenge-ul meu renumit, pe care l-am început cu Dragoș, l-am continuat cu Bibi, Bibi's Vlog și acum cu Flori. Așa că astăzi stăteam în bucătărie, mâncam semințe și scriam întrebări la Amna. Și haideți să vedem dacă Amna a făcut ceva sau ne-a făcut ceva. Și prima întrebare, dar înainte de a pune întrebarea, am uitat să vă întreb ce faceți, grăsuții mei? Ce faceți? Deci, ce faceți? Faceți bine? Sper că faceți bine. Știți că noi am rămas dator cu o provocare. Provocarea de a pupăci un taximetrist și eu de a cumpăra ceva la cineva. Nu am apucat să o facem pentru că la ora 3 noaptea era cam închiset tot de pe acolo. Bine, era magazine non-stop, dar alimentare. Unde mă duc să cumpăr ce la cineva? Și plus că nu cred că aveam voie să filmăm sau așa. Așa că rămânem datori pe data viitoare. Acum, trecem la întrebări, da? Pentru că timpul e scurt. N-am fumat. Am încercat. Eu am, înainte de a deschide camera. N-am băut spirit. N-am. Am. Ai băut spirit? Da, că mă durea o seama. Serios? Serios. Nu știam. N-am încercat. N-am băgat pe cineva în friend zone. Oh, da, am. Friend zone, pentru cine nu știe, e genul că la cineva îi place de tine și ție îți place de el sau de ea ca de el. Ca un prieten. Sau, ție nu-ți place de el și ca să nu rupi legătura, deci îți spui că, fratele. Ce prieten bun ești tu. Am băgat. Da, și eu. N-am râs atât de tare într-un local încât să se uite lumea la mine. Am. La ce râs din vagoane am eu? Da, și eu. Și tu l-ai? Da. Din pinsul vagoane? Și ala da, râs și din pinsul vagoane. N-am leșinat vreodată. N-am. Am leșinat când eram mai mică. Eram în spital la București, mergeam să văd pe cineva și am zis că dacă văd acum o persoană de culoare, când atunci nu erau foarte multe, cred că aveam în jur de 5 ani, atunci urcase un medic rezident și pur și simplu am leșinat pe scări. Copil prost. N-am cântat pe stradă. Am. Da. Chiar și acum, la provocare, am cântat pe stradă. Și eu n-am putut să mă abțin, eram acolo. Ați auzit-o, da, ați auzit vocea a doua. N-am chiulit. O, da, am. Am. Am chiulit jumătate de an. nu chiar jumătate de an, dar am. O, da, am chiulit. Am. N-am pupat vreodată un poster cu un cântăreț. Am. Cine n-a pupat? Cine? Eu cred că, da, cel puțin generația mea, sigur. Eu am avut la un moment dat în cameră pereții toți, de la un cap la altul, tapetați cu postere de la revista Bravo, de la... Ai prins Bravo? Am prins Bravo, ai stil. Nu, Bravo, ai stil. Revista Bravo, ai prins? Da. Am avut... N-am uitat numele unui fost prieten. Da. Și culmea că eu l-am uitat, am și povestit odată. M-am întâlnit cu el într-un local, el a venit la mine, vai Dana, ce faci, nu știu ce. Îmi părea cunoscut, nu știam de unde să-l iau, am stat de vorbă chiar că vreo jumătate de oră, ca să-mi aduc aminte cine era și după aia i-am zis că, auzi, dar când ai venit prima oară la mine, nu știam cine ești. Rămas acum.
N-am stricat telefonul. Da. Fără număr. Am. Eu telefonul și... Special display. Nu, eu ăsta telefon îl stric, adică îl scap. Uite și ăsta. Două luni după ce l-am cumpărat, l-am scăpat și mi-a crăpat ecranul. Dar ce stric cel mai mult sunt încărcătoarele. Am o boală la ele. N-am făcut noaptea albă ca să mă uit la un serial. N-am. Nu te uitai niciodată la un serial care nu puteai să-l lași să-l închizi până când vezi ce se întâmplă? Nu. Am. Multi. N-am ascultat... N-am fost ascultată pentru că râdeam la ore. Am. Bună podoabe am fost. Da. Ce zic, râdeam la ore. Stai că vine acum. N-am râs vreodată în biserică. Am. De asta ne bătă Dumnezeu. N-am fugit de acasă când eram mic. Nu pot să zic că am fugit, dar am. Ia un chilitru de acasă. Am fugit de acasă și chiar uite, o să vă zic eu într-un hol, vă arăt cartea. Am fost la un anticariat cu Flori unde am găsit o carte de când eram eu mică, când am plecat odată cu fratele meu să explorăm orașul. Bine, că am plecat de acasă, ci să explorăm orașul. Am plecat de acasă și aveam un căruț pentru păpuși și n-aveam o roată și în loc de păpușă în căruț aveam o carte. Care acea carte am găsit acum într-un anticariat și am cumpărat-o și am să o iau cu mine în America. Pentru că n-am. O să vă arăt eu într-o zi. N-am avut o mână ruptă. N-am. Nici eu n-am avut nimic rupt. Ai avut ceva rupt? Piciorul? Nu. N-am fost în pericol de moarte. Ai? Am avut accident de mașină. Am dat foc la baie. Ce-am mai făcut? Am luat pastile când eram mic, pe la 2 ani, 3 ani. Am prins niște pastile de-a lui bunelul meu, de-am stat în comă o zi și o noapte. Eu n-am. Ai scăpat. Da. N-am mâncat semințe până m-au usturat buzele. Și buzele și limba și... Dar n-ai cum să le lași, nu știu, alea parcă-s... N-am mâncat de pe jos. N-am. Cum n-ai mâncat niciodată de pe jos? Nu ți-au căzut niciodată de pe jos bomboanele, fructele? Probabil. Și ai luat-o și ai mâncat-o? Nu știu, nu mă amintesc. N-am ieșit din casă cu ceva rupt sau pe dos pe mine. Am. Rupt în cur de foame. Da. Sau s-au rupt pe drum. Sau genul ăsta. Eu cred că toată lumea s-a rupt ceva în cur. Da. Eu când chiar la școală, la un moment dat, aveam pantaloni rupți pe o bucă și ziceam la toți că s-a rupt în cur de foame. Așa că, da. Am râs prea mult. N-am dat vina pe altcineva când a fost vina mea. Băi, eu chiar nu știu ce să zic, nu mi-amintesc. N-am dat vina pe mâță, pe câini, pe bunel, pe purcel, pe nu ceva știu, când s-a spart. Nu cred că e imposibil în toată viața să ne fi dat vina. N-am gătit ceva nașpa, dar am mâncat așa pentru că mi-era foame. Da, și după aia am băut limonadă. Mi-am făcut limonadă, da. Ca să-ți treacă gustul? Da. N-am fost la o primă întâlnire și vreau să scap cât mai repede de acolo. Ne vedem. Ce n-am să zic? N-am fost dezamăgită după ce am ieșit de la salonul de înfrumusețare. De multe ori. Da. De multe ori. Ți-mi minte când m-am machiat eu prima oară la un salon de studii. Make-up artist. Și ferească Dumnezeu, nu ziceai că aveam tona de glet pe față. Băi, nu știu. Eu tot timpul... Nu că zic eu cum mă machiez să par mai natural, mă refer la față.
Dar nu se pur să vadă fondul de ten de parchej dată cu tona de făină, deși câteodată se mai adună din cauza că faci baked pe față și se vede. Dar nu știu, sunt unele care se dau de se cunoaște, nu știu cum să vă explic. Dar cred că ați văzut. Eu la păr. La păr? A, la păr nici nu mai vorbim. N-am gătit cina unui iubit. N-am. N-ai gătit niciodată cină pentru un iubit? Așa, cu seară de aia specială. Ei, dar nu neapărat, nu e să-l aștept acasă. Dar cina aia e surpriză. E nu, pentru dar soț. N-ai zis surpriză. Am zis că n-am gătit cina unui pasta. Poate să fie cina, că tot prăjus cu ouă, treci și mănâncă. Hai măi, treci la masă. Treci încoace. Treci încoace. Bine, hai am. N-am plâns la un film romantic. Am, da. Și romantic, și neromantic, și... N-am fost nevoită să mint pentru o prietenă. Am. Fără număr. Și n-am, s-a terminat provocarea. Eu am crezut că o să dureze vreo 20 minute, dar a durat doar 11. Astea au fost întrebările cu am-n-am. Sper că v-a plăcut și video de astăzi, alături de Floricica. O iau pe Flori în America cu mini. Să filmăm cât mai multe video, v-ar place, nu? Hai, recunoașteți că v-ar place. Ar fi amuzant. Acum, dacă o să avem timp să mai facem o provocare, un video cu provocări, vom vedea. Dacă nu, data viitoare. facem provocările separat și după aia le unim împreună. Și asta ar fi idei. Uh-huh. Da! Tu te filmezi făcând provocare și eu fac provocare în partea mea. Să ne scrie în comentarii ce fel de provocări. Da, nu lăsați să lăsați, parte. Nu uitați să lăsați comentarii cu provocări, ce vă place să vedeți, dar nu care să ne pună viața în pericol sau să fim arestate sau să, ce știu eu, ne ia lumea la bătaie. Deci nu de astea. Da? Da. Ăsta a fost video de astăzi. Sfatul care deja îl știți, nu uitați să fiți fericiți. Și vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și în seara asta. Și da, ne vedem data viitoare. Pa! Pa!